un gând pentru noi, băi Mărenii. Singur lucru eu pot să spun este că am venit aici și am fost la cam 5-6 la lansare și în România și în afară și cel mai bun organizat a fost aici și cea mai impresionat din recepție până acum și chiar am ajuns la lansare. Oamenii spun despre dumneavoastră că sunteți agent secret, agenția, spion sau că sunteți istoric. Dar ce spuneți dumneavoastră despre dumneavoastră? Cine este Larry Watts? Așa, pe linie profesională, așa, înțeleg. Chestia e interesant cum lucrurile aceasta, de fapt, e ușor de înțeles. În Statele Unite, în perioada războiul rece, am intrat la universitate în 1974 și chiar în 1975 am intrat în studii de Uniunea Sovietică să devin cum se cheamă, un sovietologist, un specialist asupra Uniunii Sovietică. Și în perioada aceasta a fost o fel de pregătire pentru un cadru să devin profesor despre zonele, așa, specialist din zonă și să fie analist pentru și la guvern și la această zonă griu care nu a existat aici în zona comunistă deloc în perioada aceasta, de analist la think tanker care lucrează și pentru guvern, dar și privat. Am lucrat foarte mult, de exemplu, la Rand Corporation. Și cu asta, noi am intrat în aceeași zonă cu jurnalist de cercetare foarte bun și cu academici analist și cu analist de informații. Și am avut bucurie, de fapt, să lucrez cu specialiști din toată zona aceasta și cu asta tot timpul a fost o țintă de cauză. Noi nu facem o linie ca asta foarte, foarte dur între analiști, dacă sunt de la guvern, informații, academie. Noi facem, de fapt, un fel de comunitate de discuții. Și cu asta, de fapt, poți să fii și nu este... Dar din punct de vedere mea, eu vreau să subliniez încă din nou că n-am fost niciodată un angajat, un serviciu secret, nici în Statele Unite, nici afară, dar am cum lucrat cu foarte mulți dintre ei și în Statele Unite și afară. În anii 80 ați venit în România. Cu ce ocazie? De fapt, a fost parte din acest fel de pregătire, din cauza... Așa, nevoile a fost să aibă nu numai învățători și cunoaștere din cărți, dar și să știu ceva despre poporul și din zona. În 78, de fapt, modul de pregătire în Statele Unite atunci pentru sovietologist a fost să fie un specialist despre Uniunea Sovietică și despre ceva în special despre Uniunea Sovietică, dar din afară de asta să aibă încă o țară sau o zonă pe marginea Uniunii Sovietică. Poate să fie în Orientul Mijlociu, din afară de zona comunistă, sau poate, mai mult a fost sugerat să fie o țară dintre blocul soviet. Și dintre țările din blocul soviet, cel mai important, tot timpul a fost cel mai mare, și la graniță cu Uniunea Sovietică, Polonia și România. Și în perioada aceasta, când am intrat, chiar în 1978, România a fost cel mai interesant, din cauza ce sfidare românească care a fost aproape neexplicabil din anticipații care oamenii au avut în Occident despre comportamentul viitor. Toți au avut o predicție că vor fi aceeași mișcare ca în Iugoslavia, în Polonia. Și tot timpul a fost Polonia, a fost cel mai... Și ultima posibilitate, acesta a fost în anii 50 și în anii 60, la început anii 60, ultimul pentru această posibilitate a fost România. Și în România a făcut-o. Surpriză! Surpriză! Da. Când ați învățat românește? Chiar mi se pare că am început asta în 1979, când am luat diploma de la universitate și am mers la graduate studies de la Universitatea din Colorado în Boulder la Universitatea din Washington în Seattle.
Și acolo am căutat unde să învăț limba română, din cauza asta a fost specialitatea a doua, și a fost foarte puțin universități care au avut limba aceasta. Și asta a fost începutul. Și în 81 am venit aici la cursul de vară în Cluj pentru prima practică. Știți că despre fiecare națiune se poate spune într-un cuvânt ceva. Că, cum ar fi că scoțienii sunt încăpățânați, că nemții sunt organizați, că francezii sunt îndrăgostiți mereu. Ați putea găsi pentru România, pentru români, o astfel de etichetă? Da, românii sunt maestri de al treilea alternativ. Maestri pentru a treia alternativă. De obicei sunt numai două alternativi și românii vine cu al treilea. Ferește-mă, Doamne, de prieteni, este o zicală românească, noi o știm în felul următor, ferește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani mă păzesc singur. Știați această vorbă înainte de a da titlu? Nu. Sau ce v-a inspirat ca să dați acest titlu la cartea dumneavoastră? Noi avem o frază în Statele Unite care este cu prietenii ca aștia, cine are nevoie de inamici? Și aici a fost, de fapt, titlul în engleză este cu prietenii ca aștia. Și aici a fost, dar aceiași lucrurile. Chestia este că prietenii, de fapt, sunt înamiși cel mai rău. Și aici... Pentru că îți cunosc vulnerabilitățile? Din fraza aceasta. Da. Anumit oameni sau entități care declară că ei sunt prieteni, nu sunt deloc prieteni. De fapt, ei folosesc asta să intră. Și asta a fost, de fapt, povestea României înăuntru Pacăvașovi. Și, de fapt, toată experiența României în perioada comunistă cu altele comuniști. Că, de fapt, niciodată n-a fost o prietenie acolo și tot timpul România a fost văzut ca... și ca inamic, dar și ca pradă mai mult. Și în perioada comunistă, de fapt, a fost o linie favorită, folosită foarte, foarte des. A fost că toate țările din Pacta Varsovie și din comunitatea socialistă a avut o prietenie strălucită și o frație total împlinită, așa, și aici a fost o abordare și o prezentare a relațiile cu România, care a fost cam 180 de grade opus cu realitate. România a fost mereu la răscrucea marilor puteri, așa cum ați spus, mereu o pradă, mereu un domeniu bun de cucerit. Puteau schimba românii, în speță oamenii puterii români, destinul acestei țări din învinși în învingători? Unul dintre lucrurile, de fapt, de ce am spus că românii sunt măștri de al treilea alternativ, este că ei au făcut asta, repetat, în lucruri în care ei nu trebuie să fie învingitor, dar ei a ieșit într-un mod în care a fost total neanticipat. De exemplu, imediat după războiul din Crimea, în 1856, a fost un concord în care România nu poate să fie independent și nu poate să unifica. De fapt, interesele acest trei imperiu, dar mai mult acum, din cauza deja otomanei, a fost în retragere încet, între Rusia țaristă și Austro-Ungaria, a fost să nu lasă un stat românesc să fie consolidat, unificat și independent. Și, dar la acest timp a fost negociat din partea României, amândoi principalități, și Moldova și Muntenia, a negociat să aibă drept să alege liderii lor. Și ei au lăsat aceiași. Că au scăpat exact. Ei au unificat sub toate anticipații și din afară de asta. Și asta a mers mai departe. După războiul din independență în 1878, exact Rusia a vrut să lasă România să vin la masă de negociere, care a reușit, dar la aceeași timp, din cauza performanța acolo, care a fost strălucit cu prințul Carol atunci, conducând acest război, această armată ruso-român atunci, a avut o chiștig din toată Europa și a devenit independent. Așa, fiecare dată România a făcut ceva care n-a fost în capul lor.
Și aici a venit acest frază din perioada Titlescu, perioada interbelică, între primul și al doilea război mondial. Și din nou, primul război mondial, un exemplu perfect. După 3 luni de zile, armata a fost complet distrus, țara a fost ocupată cam 2 treime, dar n-a căzut și n-a bolșovizat. Și de fapt, în sfârșit, a blocat o încercare care a fost considerată așa de sigură de șefii în Germania. Chiar Hindenburg a venit la, în România pentru acest mare bătaie în care Germania va fi învingător și n-a fost învingător. Și aici e chestia în care chestia cu românii nu este că pot ei fac ceva. Chestia cel mai interesant este că ei a făcut asta și nu odată, sau nu numai 2, dar 3 ori și 4 ori. Și aici revin la acest lucru, maestrie de a trăi alternativ. Chiar dacă Titlescu a spus acest lucrurile care au fost reținut destul de lung, nicio discuție despre noi fără noi. Și când românii nu sunt în discuție, ei au toate posibilitatea să strică calculele celorlalți. Și asta este singura abordare. Din cauza trebuie să fie forțată o poziție pentru România la masă. Și aici, asta este o realitate de orice stat, numai că partea României a fost tot timpul mai la limită din cauza situației așa de departe de alte state care normal ar fi ajutat. Se pare că suntem un stat prin cetățenii care locuiesc foarte creativi. Foarte creativ. De fapt, cum se spune, a blessing. Binecuvântați? Binecuvântare și blestemul României este că ei gândesc din afară de cutie. Problema este că cam prea mult și chestia este să aibă și o idee ce este cutie și la aceeași timp abilitate să merg mai departe. Niște statele au o mare problemă din cauza poporul sunt numai în cutie și când este o criză sau o situație limită, nu este nicio scăpare. Dar când gândesc din afară de asta, asta înseamnă nu numai că ei nu pot să juga total pe tine, dar la acești timp probabil ai o problemă cu organizare normală. Da, și asta poate fi o etichetă pentru români. Ce v-a determinat să scrieți această carte? De fapt, am venit la cartea aceasta scriind altă carte. De fapt, cam 2 alte cărți. Am fost angajat între 2 proiecte în 2002 să scriu o carte despre reforme în serviciile de informații românesc după 89. Și scriind asta, niște dintre dinamici acolo a fost cam exact invers ce a fost în toate celelalte țări din blocul sovietic. Și am gândit că probabil a fost nevoie să înțelege asta, o carte despre perioada imediat după 89 și după Revoluție și după primii ani. Și am văzut după un scurt timp că, de fapt, răspunsul n-a fost în perioada aceasta. A fost deja făcut acest deosebire așa de mare și a fost necesar să merg mai înainte și am văzut că, de fapt, mai înainte chiar de comunism. Din cauza niște dintre dinamice n-a avut nimic să fac cu comunism, a fost legat cu acest bătaie asupra teritorii și popor și identități care a fost mai veche. Au fost lucruri care le-ați descoperit surprinzătoare, ceea ce nu știați înainte? Ceva șocant? Ceva ce v-a șocat? Foarte multe ori. Când am văzut ceva, chiar am petrecut cam 5 minute plâmbând prin casă, gândind, poate asta să fie real? Și mergem mai departe să fac un control aici și acolo să văd dacă a fost real. Și foarte des a fost real. Și chiar n-am cunoscut, n-am simțit lucrurile din când în când. Dar a fost o grămadă de lucruri care am avut o impresie, am avut o simțire, dar n-am avut niciodată o dovedire. Și cum a fost posibil să descoper și asta, din fericire, din cauza acestui declasificări masiv care a avut loc în toate țările din fost Pactul Varsovia după 89, cu 2003 special. Ați descoperit un lucru frumos despre România în studiul dumneavoastră? Multe. A fost o poveste haios acum, văzând ce a fost, ce este accesibil acum prin documentele din Pactul Varsovia, că România n-a avut o istorie folosabilă după 89. Acest a fost de obicei abordat din punct de vedere destul de real despre lipsă de
o democrație consolidată, care a fost o problemă pentru toți din zonă. Dar, în comparație cu alte țări din Pacta Varsovia, România a fost singura care a avut o istorie folosabilă din punct de vedere a politică externă și de securitate. Din cauza a intrat pe plan internațional cu o politică care a fost de mediere între state, între state din sistemele deosebit, așa, între să rezolva conflictele. Așa, asta a fost ceva enorm de folositor, nu numai pentru românii, dar și pentru statele care au fost în mediere, dar și pentru Europa și pentru pe plan mondial. Și aici este ceva în care România a intrat direct. Din cauza istoriei politică românească, dezlegat cu comunism, a fost preluat de elitele comuniști, a fost preluat de la perioada interbelic. Și cu asta România a foarte mult să fie mândru. Se spune că există trei motive de ispită sau de cădere în viața bărbaților puternici. Faima, finanțele și femeile. În engleză ar veni glory, gold and girls. Care dintre acestea vi se pare cea mai nocivă? E dificil asta. Chiar este o întrebare surprinzitor pentru mine. Probabil femeia este o problemă cea mai mare. Din cauza asta, cum se spune, îngraunează perspectiva. Și mi se pare că unul dintre lucrurile cel mai nocive pentru liderii publici, în special pentru distritori care a rămas în poziție pentru un timp, este că după o perioadă e mult mai comod pentru ei să se gândesc că toate lucrurile bune spuse de sicofanți care de obicei ajunge în jurul, este realitate. Și e foarte ușor să accepteze un sac Potemkin, stil Potemkin, din cauza e mult mai comod decât să întreb de ce sub tine este acest fel de problemele cu economie sau cu traiere și viață. Și cu asta, faimă, este o mare lovitură la percepție obiectivă supra realitate. Și cu asta nu poate să dezvolta și gândire mai strategică. Ați ști că mai aveți de trăit 3 zile, 3 luni sau 3 ani, ce ați face? Care ar fi lucrurile importante în viața dumneavoastră? Primul rând, fetița mea de 7 ani, o jumă româncă americană care corectează romengleza mea tot timpul, cu toate dreptul, dar am rămas corege. Și soția mea și familia. Așa. În sfârșitul, toate celelalte sunt parte din lumea externă, așa, familia tot timpul este de bază. În 3 zile ați rezolvat problema familiei. În 3 luni, ce ați face? Mi se pare că noi toți intră în viață cu datorie de o viață, de o moarte. Și tot timpul trebuie să gândesc că ai ziua aceasta și din cauza mâine nu este cert. Și mi se pare că n-ar fi o desubere dacă a fost 3 luni sau 3. E posibil că o călătorie care n-a fost luat sau ceva, să văd ceva care a fost în mintea. Acesta bucket list, așa, niște oameni care au o listă de lucrurile. Dar dacă n-ai asta, mi se pare că viața, dacă nu trăiește viața exact cum așa, de fapt, deja există o problemă. Cum vă place să vorbească oamenii despre dumneavoastră după Marea Trecere? În orice caz, nu cu prea multă amărăciune, dar Oscar Wilde odată a spus că singurul lucru mai rău decât să fii vorbit, așa, este să nu fii vorbit. Și este o altă abordare de satelită din media presă. Cerneală este cerneală. Nu contează dacă este bun sau numai dacă este cerneală. Totuși să se vorbească de bine. Da, de bine e tot tipul asta. E mai bun din cauza și asta creează un ambient și un ajutor. Care sunt pasiunile dumneavoastră? În primul rând,
istoria și scrierea aceasta este nu numai cam o jumătate de profesie, dar și o scăpare. Și când am avut altă muncă cu consiliind pe niște lucruri pe plan militar sau altceva, când lucrurile n-am mers bine, am intrat în istorie. Asta este încă o mare pasiune, sigur. Și de fapt este o mare plăcere să citesc poștă alții care au intrat în arhive. Este ceva extraordinar să văd o altă realitate. Dar alte lucrurile, am o grămadă de pasiune și și soția mea împărțit foarte multe dintre astea. Fac skier, de exemplu, să, și să plâng prin munți și să merg cu bicicletă, nu prea aici în România, dar în Statele Unite tot timpul noi stăm într-o zonă de, de munți și acolo sunt niște drumuri de 15-20 de mile care sunt foarte frumoase, extraordinar. Și pentru sfârșit, aveți un vis pe care ați dori să vi se împlinească? Un vis care ați dori să se împlinească? Eu cred că de fapt am aproape epuizat dreptul să aibă visul din cauza am avut prea multe care am împlinit. Dar visul care a rămas este pentru, pentru bucuria fetiței mea în viață.